În vremea aceea a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând: Pe scaunul lui Moise au șezut cărturarii și fariseii. Deci toate câte vă vor zice vouă să păziți pozițiile și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzut de oameni. Își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poalele hainelor. Le place să stea în capul mesei la ospețe și pe scaunele cele din tăi în sinagogi și să li se închine lumea prin târguri și să-i numească oamenii rabi, rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Nici Tată să nu vă numiți pe pământ, căci Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. Să nu vă numiți nici învățători, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos, iar Cel care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Căci cine se va înălța pe sine se va smeri, iar cine se va smeri pe sine se va înălța. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem în zi de sâmbătă, în săptămâna 14-a după pogorârea Duhului Sfânt. Mântuitorul nostru Iisus Hristos le vorbește mulțimilor și ucenicilor. Deci se adresează poporului de rând și fiilor săi duhovnicești, cei care aveau să devină apostoli întregii lumi. Nu se mai uită către cărturari și farisei, pentru că acestora n-avea să se le mai spună, pentru că erau de nevindecat. A vorbit mulțimilor și ucenicilor, dar lovea indirect în cărturari și farisei, cei care nu suportau cuvântul adevărului, cei care nu vroiau să vadă minunile care erau sub ochii lor, cei care nu vroiau să scape din mână puterea, stăpânirea și scaunele pe care stăteau, cei care nu vroiau sub niciun chip să lase un piculeț lucrurile, să fie în favoarea poporului. Vreau totul pentru ei, totul pentru slava lor, totul pentru puterea lor, totul să stăpânească și să controleze ei și nu suportau pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care era alt fel de învățător. Era învățător care vorbea cu putere, care vorbea din inimă, care vorbea de mișca inimile poporului și le încălzea sufletele. Nu suportau ei pe acesta care avea putere mare și care era Dumnezeu adevărat și om adevărat. În vremea aceea a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând: Pe scaunul lui Moise au șezut cărturare și farisei. Scaunul lui Moise înseamnă că erau urmașii lui Moise, fiind împlinitori ai legii lui Moise, dar nu cu fapta, ci doar cu cuvântul. Ei erau urmași la arhierie, la preoție, erau propovăduitori al legii, ei săvârșeau jertfele care erau la templu, erau urmașii lui Moise în cele exterioare, perfecte de săvârșit, ba mai mult decât atât mai puneau și de la ei, dar în duh ei nu săvârșeau nimic. Duhul dă viață, iar litera ucide. Ei erau totul numai literă și numai formalism, numai tipic și numai rânduială exterioară. Domnul nostru Iisus Hristos n-a venit să strice legea, a venit să o împlinească, să o desăvârșească și să-l ridice pe om mai presus de lege, pentru că puterea păcatului este legea. Legea este făcută pentru conștientizare. Dacă n-ai conștientizat păcatul, trebuie să te ridici în duh, adică în libertate, în viață, în lumină și adevăr. Și le-a spus-o clar, pe scaunul lui Moise au șezut cărturarii și farisei. Deci,
toate câte vă vor zice vouă, să le păziți. Și apoi întărește. Păziți-le și faceți-le. Nu doar să le păziți ca rânduială. Păziți-le și faceți-le. Deci nu cumva să înțeleagă cineva că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luptat cumva împotriva ierarhiei de la templu sau legii lui Moise sau rânduielor de acolo. Nu. Aia era o formă exterioară, era un botez exterior, era o tere împrejur, era o jertfă de animale care trebuia să pregătească sufletele oamenilor pentru tăierea împrejur a inimii, pentru jertfa duhovnicească a minții în inimii, inimă pentru lucrarea care trebuia să fie în har și în adevăr. De aceea toate câte vă vor zice vouă să le păziți, păziți-le și faceți-le. Pentru că nu de la ei spun, ci spun de la Moise. Dar după faptele lor să nu faceți, după faptele lor să nu faceți. Pentru că faptele lor sunt rele, pentru că faptele lor sunt ale întunericului. Faptele lor sunt ale tatălui lor, diavolul, pentru că ei sunt fiii minciunii, pentru că în continuu scorneau minciunii împotriva adevărului, împotriva lui Hristos, în continuu se fățărniceau și mereu și mereu ei vroiau să iasă la suprafață, spunând că ei au dreptate și ei dețin adevărul. După faptele lor să nu faceți, că cei zic, dar nu fac. Ei zic, dar nu fac. Adică îi zic că dincioși una este să propovăduiești și alta să împlinești și cu fapta. De aceea Domnul îi numea chimvale de aramă, răsunătoare, morminte văruite, pahare care trebuiau curățate pe interior și pe exterior. De aceea Domnul le spunea, vai și vai și vai vouă fățarnicilor, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, pentru că voi doar spuneți cu cuvântul, dar nu împliniți nimic. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Sarcinile acelea grele, iubiți credincioși, care le puneau ei pe umerii oamenilor, erau canoanele, erau pedepsele, erau jertfele pe care trebuia să le facă poporul din sărăcia și neputința lui. Sarcinile acelea grele erau rânduiel peste rânduiel, tipic de peste tipic, formalism peste formalism. Poporul când intra pe ușa templului trebuia să împlinească 1001 de reguli puse de Moise și peste Moise le-au mai pus ei o grămadă mai mult decât Moise, încât omul uita aproape de Dumnezeu. Uita de ce a venit în templu. Uita care era rostul lui când intra în sinagogă sau în templu. Dar ce spune aici? Ei pun pe umerii oamenilor sarcini grele de purtat, iar ei cu degetul nu vor. Nu că nu pot. Nu vor, nici nu vor să le miște, nu să le poarte. Să le miște. Deci vedeți câte nuanțe în câteva cuvinte a așezat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, arătând fățărnicia cărturarilor și a fariseilor. Adică peste popor punem greutăți și noi nu le purtăm. Peste popor punem reguli și noi nu le ținem. Peste popor punem canoane pe care noi nu le mișcăm nici măcar cu degetul, nu măcar le purtăm, pentru că nu vrem, spune aici frumos și clar Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ziua de astăzi este la fel, iubiți credincioși. Preotul postește miercuri și vineri și el slujește Sfânta Liturghie de câte ori este nevoie în timpul Sfintei Liturghii. Dacă vrea un credincioș să se împărtășească, spune nu, tu n-ai voie, pentru tine nu-i de ajuns doar miercuri și vineri. Tu trebuie să postești 3 zile la rând sau 7 zile la rând și să postești și fără ulei. Preotul de multe ori abia își face o rugăciune de seară, iar creștinilor li se dau canoane grele să faci metanii, să faci milostenii. Sunt creștini care fac 3, 4, 5 acatiste pe zi și în fiecare zi schimbă acatistul. De ce? Pentru că s-a dus la duhovnic și acesta nu este duhovnic. Acela nu caută la trauma, la suferință, la patima omului, la nevoia interioară, la structura lui sufletească.
nu face o radiografie a sufletului, să vadă unde este suferința acolo în adânc, să vină să conștientizeze, să lege, să tămăduiască, să pună alifie, să dea canon potrivit cu neputința și cu păcatul a fiecăruia în parte, pentru că aceasta durează, ia timp, nu. El vine și îl întreabă ce ai pe suflet, cu tare lucru, acatistul Sfântului Nicolae. Dar tu ce mai ai? Cu tare lucru, acatistul Sfântului Mina. Și tu ce mai ai? Problema cu tare, acatistul Sfântului Gheorghe. Și împart acatiste, pun sarcini grele, peste sarcini grele și apoi le spun așa: adu ulei, adu făină, adu lumânări, cumpără veșminte, fă donații la mănăstire, vezi că avem nevoie încolo și încoace, vorbim de noi duhovnici, nu acuzăm pe nimeni, și pun atâtea sarcini grele. Și poporul, nu cumva tu să îndrăznești să-mi spui tu mie ceva ca și creștin, nu cumva să îndrăznești să ai pretenția să te împărtășești mai devreme de 40 de zile? Și ce dacă a fost duminică și după aia a urmat nașterea Maicii Domnului? Gata, ți-ajunge o dată dacă te-ai împărtășit acum 40 de zile, mai vrei și duminică și de nașterea Maicii Domnului, dar n-au trecut 40 de zile. Nu cumva să ridici ochii, să vrei tu să vii și la înălțarea Sfintei Cruci, nebuni și orice sunteți? Și voi, cei care opriți poporul la Sfânta Împărtășanie, și o spun fără nicio rezervă, pentru că ne îndreptățește cuvântul Dumnezeu. Pentru ce vecernia, pentru ce utrenia, pentru ce mezonoptica, pentru ce lumânările, pentru ce tămâia, pentru ce prescurile, pentru ce veșmintele, pentru ce toate rânduielile din Sfânta Biserică, dacă nu se finalizează cu împărtășirea poporului cu Sfintele Taine? Pentru că îi pun pe voi sarcini grele ca să nu fie ei nevoiți să le poartă și ei și să apucați să ridicați ochii în sus, să deveniți liberi și demni în Sfânta Biserică, pentru că este dreptul vostru de fii al lui Dumnezeu să veniți să vă împărtășiți, să vă uniți cu Hristos cel răstignit și înviat, pentru că pentru păcatele voastre s-a răstignit, pentru păcatele voastre s-a jertfit și a înviat pentru învierea voastră, ca să merge, să treceți la pământ, la cer, Paștele nostru Hristos. Pe această frază, iubiți credincioși, că ei pun pe sarcini, pe umerii voștri sarcini grele și ei nici cu degetul nu vor să le miște, am putea să vă vorbim în continuu, pentru că ne confruntăm ca duhovnici cu cea mai mare pedică și cu cea mai mare povară. Le deschidem ochii și mințile credincioșilor, îi conștientizăm, îi povățuim, le explicăm de efortul pe care ei trebuie să-l facă zi de zi, săptămână de săptămână, dimineața și seara, prin post, prin rugăciune, prin metarii, prin cititul Sfintei Scripturi, pentru un singur lucru, să se curățească ca să se unească cu Hristos cel înviat, Hristos euharistic de pe Sfânta Masă. Și când să avem acest lucru, acest moment important în viața creștinului, ziua Domnului, zi de prăznuire, învierea în fiecare duminică, ne confruntăm cu rigiditatea și cu opacitatea și cu întunecimea minții duhovnicilor și preoților, care le strică mintea înapoi. Le vorbește pe dos creștinilor și le spune așa: n-aveți voie, n-aveți voie să vă apropiați, n-aveți voie să vă împărtășiți, n-aveți voie să veniți la Sfântul Potir, n-aveți voie pentru că așa spune Părintele Costică. N-aveți voie, dar ei n-aduc argumente teologice. Nu amintesc de canonul 8 și 9 apostolic, nu amintesc de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Vasile, nu amintesc de obștea lui Sfântul Apollo, în care erau 1000 de credincioși, 1000 de călugări care se împărtășeau cu Sfintele Taine și erau văzători de Dumnezeu și făcători de minuni. N-amintesc de obștele creștinești care n-aveau candelă, n-aveau icoană, n-aveau Sfintele Scripturi, n-aveau Sfintele Canoane, n-aveau ta tradiție și săraci în smerenia lor se puneau la picioarele lui Dumnezeu și se împărtășeau continuu. Ei nu erau oameni ca și noi acum, dar lenea, indiferența, îngustimea minții preotului și a duhovnicului, nevoia lui de a se gândi doar la interesul lui, oprește poporul de la Sfânta Împărtășanie, pune sarcini grele pe capul poporului, pe capul credincioșilor, și de asta am ajuns unde am ajuns. Dacă lumea aceasta zace sub cel rău, sub prințul întunericului, este pentru că în voi curge sânge de lup și nu sânge de miel. Pentru că în voi sunt apucături demonice
și nu trăiri duhovnicești. Pentru că în voi este Duhul lumii acesteia și nu este Duhul Dumnezeu. Pentru că în inima voastră nu șade Hristos euharistic, ci șade celălalt, Satana, pentru că i-ați dat voie să intre și chiar dacă voi n-ați vrut, n-ați fost ajutați, n-ați fost susținuți de către povățuitorii duhovnicești care au deschis porțile largi prin erezia ecumenismului, au deschis porțile largi prin indiferență și prin canoane care v-au blocat și nu mai aveți nicio putere interioară. Cum să te lupți tu cu erezia? Cum să te lupți tu cu păcatele acestei lumi? Cum să te lupți tu cu ceea ce se întâmplă în societate, cu problema aceasta care este acum, cu această pandemie creată de ei, dacă tu în interiorul tău nu l-ai pe Hristos, n-ai voința întărită, n-ai sentimentele adunate, n-ai rațiunea lucrată, n-ai inima adunată în tine, nu l-ai pe Hristos în tine? Cum să ai tu putere dacă nu ești ajutat de povățuitorul tău, care tocmai el te smintește, care tocmai el te oprește la Euharistie? De ce mi-ai dat mie voie, duhovnicule și preotule, să mă împărtășesc ieri și astăzi m-ai oprit? De ieri și până astăzi am căzut din har, de ieri și până astăzi am devenit necurat, de ieri și până astăzi sunt necurat și neplăcut lui Dumnezeu. Cum îndrăsnești tu să numești curat ceea ce Dumnezeu a curățit și a sfințit prin Sfintele Taine? Adu argumente teologice, adu argumente din canoane ca să justifici neștiința, neputința, răutatea și oprirea poporului la Sfânta Împărtășanie. Sunteți o țară de afurisiți. O țară de afurisiți. Afurisiți de cine? De patriarh, de episcop, de mitropoliți și de preoți, care ei fac jocul noi ordine mondiale, care tac și își pun masca pe gură în Sfânta Sfintelor, care nu susțin poporul în lupta aceasta ocultă, demonică și globală, care nu vă spun vouă ceea ce trebuie să faceți, pentru că v-au oprit de la Sfânta Sfintelor, la Sfânta Împărtășanie. Și când, atunci când cândva îi spuneai unui om afurisitule, acela se simțea cumva, pentru că afurisită ți-am oprit la Sfânta Împărtășanie, scos din comunitatea bisericii, scos din rânduieli și dat afară. Sunteți în masă o țară de afurisiți care stați și vă uitați cum preoții slujesc Sfânta Împărtășanie și ei în smerenia lor falsă și gheboasă își justifică frica și lașitatea. Știți, sunt vremurile, știți, nu putem, știți, nu acum, așteptăm să treacă, nu vă împărtășim acum, lasă că o să vedem. Ce argument aduci tu, preotule, în fața lui Dumnezeu și a poporului când începe școala acum? Copiii sunt nevinovați. Sufletele lor sunt mai curate decât noi. Orice nevoință am face noi, n-ajungem la inocența și la nevinovăția unui copil. Cum îl trimiți tu acum la școală, în sistem, în lupta cu sistemul acesta demonic, care se ocupă de ce? Se ocupă, domnule, să facă caravane, să ia sânge pentru Antold, pentru acele satanice și oculte concerte. Ei își fac treaba. Pentru că v-am spus-o anul trecut, nevăzutul, nespusul, neștiutul care este în spatele tot acestor lucrări care v-au pregătit pandemia de acum. V-au pregătit-o din timp, dar n-ați vrut să vedeți. Voi care acum câțiva ani vă ducea și plăteați bani grei la aceste concerte, a stat în casă și de Crăciun și de Paști și de sărbători, pentru că vă meritați soarta, pentru că sunteți ignoranți și indiferenți. Și duminica, în loc să veniți să vă smeriți, să vă pocăiți la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, vă duceți la petreceri, la cheful, la grătare și duminica, ziua Domnului, o faceți mai rea decât o zi de lucru. Vă meritați soarta, vine acum începerea anului școlar. Nu există familie în care să nu există un copil. Cum trimiți tu copilul acela să stea 4-8 ore cu masca pe figură, să-și tragă propriul dioxid de carbon, să-și tragă propria lui expirație și-o tragă înapoi? Cum îl pui tu să-l separe în mintea lui de colegul lui, de prietenul lui, de profesorul lui? Cum îl bași tu într-o cutiuță? Mai degrabă să stea toată lumea acasă și toți elevii să stea acasă până trece nebunia creată de ei, dar nu va trece. Nu va trece.
Pentru că aceste lucruri sunt aranjate matematic, sistematic, ocult, cabalistic de ani de zile, pentru momentul în care voi veți cădea la fiecare probă pe care vă dau ei, cum vor ei. O să vă dea ca să o picați, cum ați picat referendumuri, cum ați picat pentru familie, cum ați căzut la dreapta credință, cum ați căzut pentru ecumenism la Sfântul Hărăz din Creta, cum ați căzut la venirea papei și a urăciunii pustirii în pământul acesta sfânt al României, cum ați căzut la toate probele, o să cădești la proba asta. Pentru că nu suntem uniți, pentru că nu avem povățuitori, pentru că nu mai sunt generalii duhovnicești, nu mai sunt mitropoliți, episcopi, patriarhi, pentru că au fost crescuți și au fost formați pentru aceste momente ca să tacă. Cum să taci tu, patriarh, mitropolit, episcop, în aceste vremuri, să n-ai un cuvânt de spus, de îmbărbătare măcar, de susținere, de luminare, de întărire a poporului și a credincioșilor, să le spui, domnilor, este bine, faceți așa, este rău, faceți așa, dar spune ceva. Dar să taci și să taci în continuu și să vezi fiii acestui neam pe care tu i-ai botezat, tu i-ai miruit, tu i-ai împărtășit, tu i-ai curunat, tu le-ai făcut rugăciuni la începerea anului școlar în fiecare an. Ce face acum? V-a speriat? Un ce? Un virus? Nu virusul v-a speriat. V-au speriat regulile și ordinele oculte care v-au venit de sus. Vă sperie amenda, vă sperie că vă vor fi luați copiii, vă sperie atacul de la instituțiile statului care vă vor pierde serviciu, vă sperie toată această represiune de sus a sistemului, nu virusul v-a speriat, pentru că stați liberi când mergeți la crâjmă, stați liberi când mergeți la plajă, stați liberi când mergeți pe stradă, dar vă conformați în sistem de frica regulilor care vi se impun de sus, pentru că vei fi dat afară și îți pierzi serviciu. De ce nu aveți forță? Pentru că nu sunteți uniți. De ce nu sunteți uniți? Pentru că nu are cine să vă adună. De ce nu are cine să vă adună? Pentru că cei care ar trebui să vă adune sunt niște falși și niște fățarnici. Au trădat credința când a fost vorba de ecumenism și acum își păstrează postul, încercând să poarte mască Sfântul Altar când și când și să vă împărtășească pe voi pe după colțuri, neîmpărtășindu-vă demn în fața lui Hristos, în fața Sfântului Altar, când strigă preotul cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Nu vedeți că pionii aceștia ai noi ordini mondiale, când papa, când un președinte de stat, când trădătorii ăștia de la conducerea politică, când falcii și marionetele din parte din sistemul religios, că biserică nu mai putem numi în sistemul bisericesc. Biserica este a lui Hristos și este de nezdruncinat. Toți aceștia parcă sunt frați din lojile lor oculte și lucrează, domnule, ca o simfonie ca să se întâmple totul perfect cum vor ei. De ce? Pentru că noi creștinii nu mai suntem cum trebuie să fim. De aceea, iubiți credincioși, toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Toate faptele lor le fac spre slava de șartă, spre mândrie, spre trufie, spre părere de sine și să lucreze la imagine, proba lumii acestea, imagine lumii. Să funcționeze site-urile cu binefacerile lor, să funcționeze ONG-urile lor cu câte fac ei pentru popor și pe dedesubt, le iau banii și îi prostesc pe toți pentru că își trag partea cea mai mare la buzunarele lor și acesta este adevărul. Își lățesc filacteriile și măresc ciucurii de la poalele hainelor. Știți ce înseamnă filacteriile și ciucurile, iubiți credincioși? Filacteriile erau niște cărțuli mici pe care ei aminteau și scriau minunile făcute de bunul Dumnezeu pentru a fi recunoscător pentru binefacerile primite de la bunul Dumnezeu. Aceste cărțulii care ei le purtau la mâini legate așa în niște pânze cusute acolo, ei, în loc să împlinească legea spre conștientizare, ei le lățeau, le împodobeau, le măreau, treceau dincolo de limită, arătând slava lor de șartă în fața lumii și indiferența de fapt față de legea Domnului. Ba mai mult, la baza hainei lor era o bentiță violetă și acea bentiță violetă arăta de legea Domnului. Adu-ți aminte, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Și această bentiță violetă își amintea de legea Domnului și ei trebuia să o păstreze acolo. Ce o făceau? O lățeau, o împodobeau cu ciucuri ei,
Făceau tot soiul de brizbrizuri ca să se pună în valoare, să arate cât de evlavioși sunt ei. Pe dedesubt sunt morminte văruite. Uitați-vă și acum. Catedrala Mântuirii Neamului. Un neam mântuit, dar făcut praf. Biserici și catedrale făcute cu sprijinul partidurilor politice. Nu intră unul. Nu se împărtășește unul. Și care intră cu mască sunt niște obedienți și poporul și preotul. De ce nu avem curajul să spunem lucrurile acestea? Pentru că a intrat în noi o frică generală că dacă te dă afară din sistem, nu mai ai pe ce mână, pune mâna, numai cu ce trăi, n-ai cu ce spăti ratele. Și în adâncul este frica de moarte. Frica de moarte pentru că te identifici mai mult cu ceea ce ai decât cu ceea ce ești. Te identifici mai mult cu trupul decât cu partea duhovnicească a vieții tale. Și asta arată că suntem necredincioși și iubitori de lumea aceasta și nu credem în împărăția cerurilor, nu trăim harul Duhului Sfânt ca prezență și ca lucrare. Iubiți credincioși, aceasta este realitatea. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poale hailele lor. Le place să stea în capul mesei și la ospeție și pe scaunele cele din tâi în sinagogi. Să li se închine lumea prin târguri și să-i numească oamenii rabi, rabi, noi, preoții, preotul paroh, preotul protopop, starețul, arhiereul, episcopul, mitropolitul. Suntem tot timpul în situația de a fi în sinagogă, adică în templu, de a fi în față, de a fi protos, de a fi la Sfântul Altar. Suntem puși în situația de a sta în capul mesei atunci când se face masa în mănăstire sau într-o casă prasnicală. Suntem puși tot timpul de a ne se spune lumea blagosloviți părinte, adică învățătorul, adică rabi. Avem toate șansele să ne umflăm în peni, avem toate șansele să ne se pară că ni se cuvine, avem toate șansele să ne se pară că noi suntem învățători și povățuitori și că noi le știm pe toate. Iar Domnul Iisus Hristos vrea să vindece această patimă cumplită din mintea apostolilor. Pentru că noi fiind urmași apostoli trebuie să înțelegem cu toții că suntem aici ca să vă slujim, nu ca să vă stăpânim. Cine are o funcție nu are spre stăpânire, o are spre slujirea interesului de obște. Voi sunteți biserica, noi trebuie să vă slujim. Nu voi trebuie să ne slujiți pe noi. De aceea spune clar Mântuitorul nostru Iisus Hristos: voi însă, adică se îndreaptă privirea către apostoli, voi însă să nu vă numiți rabii, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos, iar voi sunteți frați. Noi suntem frați, iar singurul învățător este Hristos. Nu cumva să faci din duhovnic, să faci idol. Nu cumva să faci din povățuitor, învățător mai presus decât Hristos. Nu cumva să faci din conducătorul tău vreo persoană mai importantă decât persoana lui Hristos, să ți se pară că la El vine harul, binecuvântarea și adevărul și puterea și învățătura. Nu! Noi suntem niște instrumente ale lui Dumnezeu cu păcatele și neputințele și scăderile noastre, iar pentru credința voastră și pentru umilința noastră, harul lucrează încă prin noi pentru slujirea poporului. Dacă ești președinte de stat, ești acolo pentru că ai fost ales ca să slujești poporul și nu să prostești poporul. Dacă ești demnitar, ești acolo în senat sau unde mai ești tu și ești acolo ca să te frământi ziua și noaptea pentru a ajuta poporul, nu pentru a căuta soluții, să domini poporul, să păcălești poporul, să-ți înmulțești arii de conducere. Dacă ești preot, trebuie să te gândești ce fac oile tale. Dacă au cunoscut scripturile, dacă și-au făcut canonul, dacă s-au rugat, dacă s-au pocăit și dacă se pregătesc în continuu și se smeresc pentru împărtășirea cu Sfintele Taine. Dacă ești medic, nu dormi. Vezi că în vremurile acestea de pandemie, tu n-ar trebui să ai nici preotul și nici medicul, n-ar trebui să ai zi și noapte. Tu ar trebui să fii într-o continuă alergare, să conștientizezi prin mărturisirea ta, prin știința ta, prin cunoașterea ta, să conștientizezi poporul care este adevărul despre toată această nebunie și mascaradă care este la nivel global. Dacă ești polițist, dacă ești judecător, dacă ești jandarm, dacă ești jurist,
Nu ești pus acolo și plătit din banii publici ca să-ți fie ție frică de polițist când ești pe stradă, ci polițistul trebuie să te ocrotească pe tine și să îl înfiereze pe infractor, nu invers, să apere pe golani și să lovească în omul simplu și cinstit de zi cu zi. Dacă ești judecător, trebuie să cauți dreptatea pentru poporul de rând, nu să cauți interesele celor care te plătesc. Și dacă ești pe orice altă funcție, nu ești pus ca să stăpânești, ci ca să slujești. Iar tu, profesorule, învățătorule, pentru că am amintit în continuu în perioada aceasta și m-am repetat ca să se înțeleagă foarte clar, vine acum proba mărturisirii pentru noi toți, părinți, profesori și elevi și preoți și responsabili. Dacă tu ai primit copilul acela, vezi că fiecare cuvânt, fiecare gest al tău este important. El te copie, el te imită, el te urmează, el te-a pus undeva pe un piedestal în inima lui, el te vede imaculată. Fii atent, pentru că mărturisirea ta de preot, de părinte și de profesor îi va rămâne o viață în inima lui și va spune așa: băi, am ajuns om pentru că am avut pe tata, pe mama, pe preotul duhovnic și pe profesor care au știut ce să-mi spună. Sau la un moment dat, peste anul, să spună: băi, e jal în țara asta și în casa mea, pentru că o trăda și mama, o trăda și popa și o trătat și pedagogul și profesorul în care eu am crezut. Și de asta am ajuns niște slugi ale noii ordini mondiale, mai greu și mai grav și mai cumplit de pe timp, decât pe timpul comunismului. Acolo acționau asupra poftei, asupra mâniei, acționau asupra trupului, acum acționează asupra duhului, asupra creierului, asupra adâncului ființei umane și vor să te conducă cu totul să devii un instrument manipulat perfect la nivel global, să te integreze în această rețea universală. Oare nu au ochi să vadă arhierei, preoții, profesorii, doctorii? N-au ei ochi să vadă această dictatură care este sub ochii lor? Au, dar nu vor să vadă. Se mint pentru că le este frică de mărturisire. Nu iau atitudine pentru că se tem să nu fie scoși afară din sistem. De aceea spune Domnul: nici tată să nu vă numiți pe pământ, pentru că Tatăl vostru unul este Cel din ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, Cel care știe pericapului tău, Cel care te consideră mai important decât orice pe fața pământului, Tatăl tău care a trimis pe Fiul Său născut ca să te înfieze, să te facă frate cu El și Fiul al lui Dumnezeu după har, Tatăl tău care ți-a pregătit împărăție, Tatăl tău care te așteaptă să stai continuu în stare de rugăciune și de mulțumire față de El, Tatăl tău ceresc care te vrea să te predai cu totul Lui și nu lumea acesteia, să nu vă numiți tată pe pământ. Chiar dacă ai tată trupesc, să știi că acesta te-a crescut, te-a născut, te-a făcut trupește, dar sufletul ți-a venit de la Dumnezeu. Iar veșnicia ți-o pregătește Tatăl tău cel din ceruri și nu tatăl tău lumesc, pentru că El este doar o măsură a lumii acesteia. Să nu vă numiți nici învățători, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos. Noi, propovăduitorii, învățătorii la Sfântul Altar sau cei la Catedră sau cei care au măsura de a învăța, nu cumva să ni se pară că noi suntem cineva, ci să ne așezăm în starea de smerenie și să lăsăm pe Hristos să vorbească prin noi în formă și fel, acolo unde suntem noi, ca să fim învățători pentru lumea aceasta, mărunți și umili și smeriți, și Hristos, Domnul Învățătorul, să fie Cel care se slăvește, pentru că a Lui este slava, cinstea, puterea și închinăciunea, iar Cel care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Inima slujește întregul organism, creierul slujește întregul organism. Fiecare mădular slujește celălalt mădular în parte. Nu cumva să fim egocentrici, să ne se pară că toți trebuie să slujească noi. Cine suntem noi? Suntem praf și cenușă, suntem niște oameni pătimași și neputincioși și trecători. Nu cumva să avem impresia că stăm, că s-ar putea să cădem, că ne este lumea mai dragă. Căci cine se va înălța pe sine se va smeri, iar cine se va smeri pe sine se va înălța. Nu cumva ne-am înălțat noi prea tare.
Nu cumva ni s-a părut noi că putem fi să fim autosuficienți și suprasuficienți și să ne conducem pe noi în afara lui Dumnezeu și am ajuns unde am ajuns, la mintea noastră și la o fundătură creată de noi? Nu cumva ne-am înălțat noi prin știință, cunoaștere, putere lumească și am crezut că le stăpânim pe toate? Și când a gâlțit Dumnezeu un pic lumea asta, am ajuns de ne temem, de ne-am ascunde cu toți. De aceea, iubiți credincioși, să nu cumva să înțeleagă preoții că avem noi autoritatea și puterea să-i mustrăm pe ei, pentru că sunt frații noștri. Dar strigăm uneori mai cu putere ca să prinde ei curaj. Strigăm uneori mai cu îndrăsneală ca să înțeleagă și ei de responsabilitatea care o au. Nu cumva să credem noi că ni s-a dat atâta putere și înțelepciune și binecuvântarea și capacitatea de a lega și a dezlega și noi să stăm cu această putere, să stăm în noi fără slujim poporul. De aceea, în vremurile acestea în care sunt, să se trezească preoții, să deslege poporul, să cheme copiii mâine la împărtășit. Toți copiii neamului acestuia să vină mâine la împărtășit. Toți profesorii neamului acestuia să vină mâine la dezlegare, la binecuvântare și la împărtășit. Toți părinții să vină cu copilul. Dacă nu te poți duce la începutul anului școlar să trăiești momentul începerii anului cu ceilalți prieteni, cu ceilalți colegi, cu ceilalți părinți, cu profesorul tău, cu învățătorul tău, cu dascălul tău, te-au scos afară din sistem. Dacă nu poți să faci lucrul acesta, vino cu copilul tău în Sfânta Biserică, pentru că aici este realitatea, aici este adevărata casă, aici este adevărata școală pentru împărăția cerurilor. Iar, iubiți credincioși, dacă nu vi se îngăduie, veniți la Hristos, împărtășiți-vă și aveți totul. În vechime, școala, adică partea rațională, era întinda bisericii, acolo unde era partea noetică, partea duhovnicească a ființei umane. Întâi era biserica și apoi era școala. Întâi era partea duhovnicească și apoi era partea rațională. Întâi era duhul omului și apoi era omul în celelalte aspecte ale ființei lui. S-a separat biserica și a devenit laică. De aceea a fost condus numai de rațiune, iar partea duhovnicească a ignorat-o și a lăsat-o ca pe un rob în adânc, în beci și în temniță. Am ajuns o societate așa cum am creat-o noi, pentru că nu este de ieri de astăzi. Această lucrare este de sute de ani. Acum vor să facă din școală și din sistem nu o lucrare a rațiunii, ci a irațiunii, a necunoștinței, a haosului, a lipsei de regulă și de normalitate și de morală. De aceea, nu cumva să faceți un pas înapoi. Stați acolo unde sunteți, vă duceți și mărturisiți, stați la poarta bisericii, stați la poarta școlii și spuneți așa: părinte, stau demn și fără mască și vreau să mă împărtășești, iar dacă nu mă împărtășești este păcatul tău. Profesorule, eu am venit cu copilul la școală, stau la poarta școlii, suntem 1000 de părinți, 1000 de copii, vrem să facem școală, nu suntem niște nesăbuiți sau fugim de învățământ sau să ne etichetați voi ca fundamentaliști sau extremiști religioși. Noi stăm în fața Sfintei Biserici, dar vreau să în fața școlii și vrem să intrăm, să facem școală, să facem carte, să le învățăm copiii, dar după regulile normale. Nu ne prosti tu pe noi că nu trece virusul dincolo de un plexiglas și nu trece virusul de o mască care o dă de la unul la altul copilul, de nu mai știi cum a plecat de acasă și te sună. După aceea profesorul se spune: nu, n-am nicio vină, s-a îmbolnăvit, are febră, vino și el, dar nu-i la mine, este la o cameră de izolare, cum era Zarca pe vremuri, în temnițele comuniste, cameră de izolare. Vă dați seama ce este în psihicul copilului, că în orice zi poate fi extras și dus la o cameră de izolare, sunat de acolo să vină, să-l extragă, să-l ducă în spital și mai ia de unde nu-i, că ți-l dă într-un coșciug sau ți-l dă într-o pungă de plastic pe care nici nu poți să o vezi. De aceea nu-i de glumă. Comunismul a fost joacă. Ceea ce urmează este o dictatură mondială. Ni se cere mărturisire, ni se cere jertfă, ni se cere lumină în minte și în rațiune ca să fim creștini cu adevărat. Pentru că voi sunteți sarea pământului. Iar dacă nu vrem să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să nu cumva să vă plângeți de vremurile pe care o să le prindeți. Amin.